Și azi, misiune îndeplinită. Crema de nerole, dar am mai făcut una de tuberoze. A ieșit minunată. Uite ce faină. Vă poftesc la crema de nerole. Super! Cremă pentru față, pentru doamne și domnișoare. Acum o să o golesc în borcanele. Uite așa. Aici, frumos sterilizate. Și așteptăm comenzi. Crema Nerole este o cremă de vis. Acum m-am făcut pe mâini. Uite ce faină le face pelea. Este super. Este delicată. O cremă super, super bună pentru orice ten. Este făcută numai din aloe vera, bineînțeles cu alte ingrediente. Și este foarte, foarte, foarte bună. Așa că vă încurajez să folosiți câte o cremă mai bună. Este organică. Aici este o cremă de tuberoză, care am făcut-o prima astăzi. Ce bine arată și asta, este super și miroase. Pfai, dar e foarte bună. Deci cremă de tuberoză și cremă de nerole. Fresh, făcut acum astăzi. Nu uitați să folosiți câte o cremă bună, organică, bineînțeles, sănătoasă. Dacă vreți să aveți o piele sănătoasă și o față frumoasă. V-am pupat, bye!